Cu 500 de cazuri noi în fiecare an, cancerul a devenit în România a doua cauză de mortalitate în rândul copiilor care au între 4 și 15 ani. Vorbim de drame pentru care nu există o explicație ușor de acceptat, chiar și de către persoanele adulte. În județul Giurgiu, în anul 2013, a crescut numărul cazurilor de copii diagnosticați cu leucemie, tumori cerebrale sau renale, aflați în evidența compartimentului de evaluare a copilului cu dizabilități. În anul 2011, 5 copii din județul Giurgiu prezentau un astfel de diagnostic. Numărul acestora s-a dublat în anul 2012, ajungând la 10, iar în anul 2013 au fost înregistrate alte cazuri noi de copii prezentând acest diagnostic. Specialiștii direcției spun că este important ca părinții să fie atenți la manifestări ale copilului, care pot duce la suspiciunea că acesta ar suferi de leucemie. Printre simptomele acestei boli se numără scăderea ponderală severă, infecții interrecurente frecvente, lipsa poftei de mâncare. Medicii pediatri avertizează părinții care depistează astfel de manifestări la copil să se adreseze medicului de familie pentru o evaluare. Copiii aflați în evidențele Comisiei de Evaluare a Copiilor cu Dizabilități pot fi încadrat sau nu într-un grad de handicap. Decizia este dată de specialiștii acestei comisii după ce la dosarul copilului sunt depuse documentele medicale. Copiii încadrați într-un grad de handicap primesc alocația de stat dublă. În funcție de gradul de încadrare într-un grad de handicap, beneficiază și de buget complementar în valoare de 91 de lei sau de plata unui asistent personal, de regulă unul dintre părinți, în valoare de 600 de lei lunar. În prezent sunt înscriși în evidențele Comisiei 14 cazuri de copii diagnosticați cu cancer, predominante fiind cazurile de leucemie. Copiii diagnosticați cu leucemie au vârste cuprinse între 5 și 10 ani, iar cei cu tumori cerebrale peste 10 ani. Copiii cu tumori renale au vârsta sub 3 ani, acestea fiind de cele mai multe ori congenitale.